Mamă, cum era să fie Mythic, la Mythic poate să ne dea Brawler, dar și aici poate și... O să-l deschidem să vedem ce ne pică și... Bă, ce? Wow, hai că am început bine cu primul Brawler pe care trebuie să-l luăm aici la Day 2. Mamă, de-abia și deci o să-l luăm clar pe Penny, cred. O să-l luăm pe Penny, pentru că Penny clar mult mai bună și ia uite-o aici pe Penny. 3 din 10, super rare. Ok, și am luat-o pe... Penny, ia uite, și aici mai avem foarte multe chestii, m-am așcat puțin, avem 1117 trofee, deci avem foarte multe reward-uri aici, uite câte chestii am de colectat, e insane câte chestii avem de completat, ia să completăm, deci o să completăm, îl terminăm pe Bo și încă unul, cred că episodul ăsta o să luăm peste 10 brawler, nu știu de ce am impresia asta și l-am luat pe Bo, o să deblocheze un brawler rare și automat Rosa, Rosa e extraordinar de bună, ia uite-o, let's go, hai să luăm tot, o să luăm și pe Rosa, ia uite, bam, bam, ia și acum pe Rosa și cred că o să mai luăm încă un brawler, pentru că o să mai avem foarte multe credite, ia uite-o. Și cred că acum s-ar putea să fie tot un rar. Da, e super rar de fapt, nu e super rar. Și Dynamite să ai 8 bit. Cred că Dynamite clar. Și ia să vedem, mai trebuie puțin. Ia, primul star drop de pe azi. Hai, apăsați acolo, fraților, cu toții pe butonul de like ca să avem noroc la star drop-ul ăsta. E primul și ia să vedem. O, ochiul drept, o, ok, super rar. Gura și pe super rar. E posibil să avem brawler de aici. E posibil să avem ultimul brawler rar de aici. Ia să vedem și... powerpoints, oricum nu e rău, că îmi trebuie foarte multe powerpoints-uri, dar e păcat că putea să-mi pice mult mai bun. Ia că mai avem încă 200 de credite long și pe Dynamite, deci deja avem 3 brawler luați pe episod și nu că n-am început bine, fraților, și ideea e că o să mai avem foarte mult de luat pentru că o să jucăm la challenge. O să deblocăm încă un brawler epic. Bă, aici cred că o să mergem pe Ems. O să mergem pe Ems pentru că Ems chiar este bună, foarte, foarte bună. Și ce mai avem pe aici? Și mai avem 3 star drop-uri. O să lăsăm un pic aici pentru că mai avem și în battle pe ceva de luat. Mai avem încă 100 de credite aici și încă un star drop. Hai să luăm star drop-ul de aici, să fim, să terminăm cu asta, să fim la zi. Ia să vedem. Ochiul drept. O să apăsăm pe rar. A mers, apăsăm pe gură și încă o dată pe rar. Na, e ok, ok, oricum, ia. Și asta ne dă iară powerpoints. E foarte, foarte bine, adică până acum chiar stăm lejer, sincer. Ia să-mi, și acum cred că este timpul să jucăm frumos la acest challenge, pentru că mai e foarte puțin și expiră și trebuie să-l terminăm, adică ia să vedem. Pe aici mai avem niște reward-uri, bam, bam, bam. Pe shop oare ce avem? Ia să vedem. Ce avem vreo ofertă ceva pe shop? Văd că avem o ofertă de 25 de lei, dar nu cred că merită, sincer. Ia că deblocăm asta și pe lângă asta, de fapt nu că n-am ăla gratis, dar e ok, ia să vedem. Deci dăm double sus și o să jucăm cu Jackie, pentru că tot avem și avem și hypercharger pe ea. Ia să vedem. Deci a început primul meci din challenge. Cred că o să fie câștigat, pentru că eu teoretic mă joc cu Jackie. Și Jackie este foarte, foarte bună pe harta asta, chiar dacă credeți, chiar dacă nu credeți. Ia să vedeți. Bum, o... Mamă, Fang ăsta dă mult damage, ia că intrăm aici. Boom, boom, ok. Un kill, gata, aia că ne dăm viteză să o prindem pe max. O, n-am prins-o, dar acum o să o prindem 100%, că ea încă e în bușul ăla și crede că nu știu. Ia uitați aici, ia, și... Mamă, o să-i prindem pe toți, fiți atenți. Boom, boom, ia dau ăsta și... Boom, avem toate gemurile. Easy. Hai, Fang, ai tu pe să vii pe mine, ai tu pe-u. Ia vină mă încoa, ia vină mă Feng încoa. Ok, până acum avem 5 gemuri, mai avem și 2 ghicituri. Aproape ne facem hypercharger-ul. Dar știu ce vrea să facă Feng și nu vreau să stau pe lângă el. O să plec de pe aici. Da, eram sigur. Nu. Mamă, ce-am făcut acolo. Ok, deci dacă Byron nu ține, a ținut-o pe Maisie bine, e câștigat meciul ăsta. Primul lui în al zilei, eu zic că e destul de bine, ia să vedem, o să dăm hypercharger-ul și intrăm în ea. Ok, deci o să-mi pregătesc hypercharger-ul când luăm ultimul gem. Și îmi dau și viteza, ia, bum, bum, ia, vino mă încoa, ia, vino mă încoa. Ce mi-ai furat tu mie gemul, dispar de aici. Tu ce vrei, mă, urâtule, bă, pleacă, bă, de aici, pleacă, bă, și tu vino încoa și pleacă, doamne. Deci deja am câștigat și meciul ăsta. Mă rog, e primul meci al zilei, ia. Să vedem, intrăm și în Mortis. Boom! L-am bătut pe Mortis. Ia și aici, max easy. Jackie e efectiv easy win, fraților. Deci e easy win, nici măcar nu mă chinui sau ceva. Adică ați văzut cât de repede am câștigat. Am, sunt star player, 8 kill-uri. Am murit doar o singură dată și acolo din greșeală. Că, na, gen, e primul meci al zilei. Adică nu trebuie să vă luați de mine. Și încă un star drop, avem 2 în total. Ia să vedem, ăsta îl dăm rapid. Ok, super rar, nice, nice, nice. Ideea este că star drop-urile de la challenge sunt foarte importante. Deci star drop-urile astea chiar trebuie să ne dea chestia. Ia să vedem și ochiul, ochiul drept. Ok, ăsta trebuie să fie epic. Apăsați repede pe butonul de like și ia să vedem. Apăsăm pe super. Ah, a rămas tot super rar, bă. Dar e ok, cât mai multe powerpoints, pentru că trebuie să o facem pe Jackie. Perfect, avem avem Edgar. S-ar putea să ne luăm bătaie de la Edgar, dar e o posibilitate să pot să-l bat, pentru că eu dau foarte, foarte mult damage. Și ia să vedem, deci ideea e că Frank al nostru este AFK. Dar ar trebui să-l bat, uite că mergem aici pe Edgar, vină mă Edgar încoa. Ah, nu l-am prins pe Edgar, nu e bine, nu e bine. Da, exact de asta, pleacă mă de aici, pleacă de aici urâtule.
Ia, ăla o să vrea să sară, perfect. Și dacă e timpul să mergem să luăm pe aici, să nu se aștepte și o să... Ah, hai că s-a așteptat dacă e. Trebuie să avem grijă la Colt, vii, n-o mă, Colt, încoa, unde crezi tu că fugi? Pleacă, dai, să nu te văd. Să avem foarte mare grijă la Sergiul ăla, că... Doamne, ce a făcut, mă, Frank? Oh my god, a trollat maxim. Pleacă, bă, de aici, pleacă de aici. Asta chiar crede că mă bate, fraților, serios. Tu pleacă. Ok, am dat cancel la ultimate, e perfect. Trebuie să avem grijă, asta o să-și facă level 4. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc și... Ia că dau, eram sigur că o să vină. Nu! Am ratat ăla, nu. Oh my god. Mamă, ce noroc am avut. Da, Frank până acum și-a dat superul foarte greșit de două ori. Ia veniți mâncoa, bă, ce le-am făcut? Săracii de ei, o să stau în bușul ăsta, aici mă ascund eu. Doamne, ce face Frank? Uitați-vă la Frank cum joacă. Și-a dat superul ăla de 5 ori din greșeală. Wow. Ok, și teoretic ar trebui să stăm foarte, foarte bine. Pleacă-mă de aici. Ia veniți încoa și voi, gata, easy. Easy, dăm emote-ul ăsta de... Ah, dar nu mai am emote-ul meu de plâns, fraților. Dacă strângem foarte multe like-uri la acest episod, cred că o să cumpărăm Brawl Pass-ul, pentru că chiar o să vreau să ne maxăm acest brawler, pentru că Jackie e foarte, foarte bună și vreau să profit de aia, să vedem. Super rar, ok, super rar. E bine, e bine, se putea și mai rău. Și ia să mai deschidem și ăsta de aici, pentru că mai avem două de deschis. Ia, apăsăm pe rar, apăsăm pe gură, apăsăm pe ochi. Ideea e că poate să sară de la legendar doar una, gen una trebuie. Dacă una e bună, a sări pe la legendar, da. Ok, am luat și powerpoints-urile alea, mai luăm încă un star drop. Ia să vedem super rar, măcar epic, te rog. Epic, 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 epic. Nu e, mă, epic, nu e epic, nu. Wow, deci ne-a dat foarte multe superare. Trebuie să fie măcar unul legendar. Și ultimul star drop, ia să-l vedem. Ok, o să apăsăm pe rar. Încă o dată pe rar, încă o dată pe rar. Și acum pe culoarea asta, ia să vedem. Ah, tot superar. Deci numai superare au fost. E ok oricum, e ok. Văd că aici am mai deblocat încă un star drop. Deci deschidem 100 de star drop-uri, că pe ăsta l-am deschis rapid, că știu că era rar, adică deja știam dinainte. Ok, și acum meciul ăsta. Deci până acum n-am pierdut deloc. Deci chiar e bine că n-am pierdut deloc. E posibil să pierdem, pentru că până la urmă teoretic avem cont nou și ne dă cu oameni care au foarte puține trofee, deci automat avem șansă să pierdem, dar momentan ia să vedem. Deci o prindem aici pe Amber. Perfect, trebuie să intrăm, o să-mi dau gadgetul și intru spre Mico, ia, bum bum, nice, ok. Nu e bine că am luat eu gemurile, pentru că eu vreau să joc foarte agresiv, adică vreau să stau pe partea lor, să încerc să-i blochez de fiecare dată. Ia uitați că aici o să fac o schemă, bum, și i-am luat pe amândoi, bam, ok, Mico a renunțat, deci automat Mico a renunțat, e bine. Ar trebui ca Sergi să-și facă superul, dar nu cred că și-l face. Ia, cu să încercăm să-i prindem aici, să vedem. O, oh, ia, vină, mă, Jesse încoa. Pleacă, bă, de fapt, Jackie, nu Jesse, ups. Așa, ia tu Sergelea. O prindem aici și pe Amber. Pleacă, bă, Amber, de aici. Perfect, ne avem, de... mamă, deci deja avem hipercharger-ul. O prindem aici, bum, bum. Pleacă, bă, doamne, cât damage dau. Deci e insane, fraților, cât de OP e Jackie. De-abia și foarte bine că ne-a picat hipercharger-ul pe ea episodul trecut. Pentru că acum putem să facem foarte, foarte multe chestii. Ia, veniți, mă, voi toți încoa. Nu e bine ce am făcut, dar... Te rog, băteți-l, bravo, mă, bravo. Dar e Mico acolo, cred că ar trebui să-l bată și pe Mico lejer, că Mico nu e un brawler greu de bătut. Sau? Oh, ok, cred că nu l-au bătut, dar e bine. Ok, acum doar eu trebuie să-i apăr, ia. O să dăm gadget-ul și îl tragem pe ăsta. Vino, mă, în spate, vino, mă, pe aici. Easy, easy, da, oh, cred că o să moară Sergi. Nu, nu e bine, nu e bine. Dă superul, dă superul. A, mă, de ce nu și-a dat singur superul? Cred că s-ar putea să moară de la focul ăla. Sau? Ok, n-a pățit nimic. E bine, ia, că ne dăm hipercharge-ul, bum, 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 bum. Ok, ia, mă, Mico, unde ești? Ia, vină, mă, încoa, ia, vină, mă, Mico, încoa. Hai, dispar de aici, dispar, să nu te văd, dispari. Easy, încă unul, chiar dacă aici m-a bătut, nu-i niciun fel de problemă. Avem 3 din 3 până acum, deci n-am pierdut niciun match. E bine că, oricum, ideea e că nu pierdeam nimic, dar, mamă, ne-a mai dat niște tokenuri. E bine, ia să ne cred că mai deblocăm încă un star drop. Ia, ok, ochiul stâng, ochiul drept, gura, tot superar. Deci câte superare avem deja? Cred că avem foarte, foarte multe. Aici am deblocat ceva? Nu, n-am mai deblocat nimica. Ia, o să încerc să-l prind aici pe Mortis. Dacă îl prinde pe Mortis, easy. Ok, nice. Deci o să ne dăm și gadgetul. Cred că îmi dau și gadgetul aici. Dar cred că o să-mi sară pe capul ăla sau? Ok, că nu mi-a sărit. Mamă, s-au dus acolo, trebuie să-l apărăm, trebuie să-l apărăm și... Bum! Ia, vină, mă, tu, Buzz, încoa. Unde ești, mă, Buzz? Ia și bum, ok, îi dăm acolo, îi dăm acolo, îi dăm și acolo și easy. Îi dăm un dăsat de dislike. Acum pe ăsta l-avem pe ăla de dislike. Pe contul mare nu l-am pentru că am un alt emote, dar și ăsta e foarte enervant. Adică ăla de dislike e foarte, foarte toxic. Ia să ne poate trebuie să-l prindem pe Mortis. Ok, bine că Buzz mă apără. Oh my god, nu pot să cred că Buzz mă apără. Ia, Kid vrea să sară pe noi, cred. Ok, hai că ai sări, Kid. La revedere, pa, pa. Spa, spa. Ia, ce vrea, mă, și Mortis ăsta? Ce vrea, mă, Mortis ăsta? E bebe. Am star power-ul de sărit. Ah, ok, ok. N-am jucat sincer cu star power-ul ăsta niciodată, dacă mă întrebați pe mine, dar niciodată nu e niciodată. Și oricum am câștigat și meciul ăsta.
chiar ne-am jucat ca lumea cu Dynamite. Oricum o să vină de schimb totuși, că nu prea are sens, cred că celălalt Star Power. Dar ia să vedem cum mai deschidem încă un Star Drop. Ok, ochiul stâng, cred. De fapt, am zis ochiul stâng și am apăsat pe drept. Cred că de asta am pierdut. Ia, stâng! Uuuu, gura! Și ochiul stâng! Mamă, cum era să fie mitic, că la mitic poate să ne dea Brawler. Dar și aici poate și... A, ne-a picat skin pe Nita! Mamă, nu pot să cred, deci ne-a dat primul nostru skin? A, ne-a mai dat un Star Drop, ups, eu am vrut să apăs pe ăla și s-a dus, nu s-a dus, deja asta s-a dus. S-a dus că am apăsat din prima și n-a mers. Mamă, dar avem skin pe Nita. Wow, uite că avem primul nostru skin. Aș putea să mă joc cu Nita, dar nu prea merge, pentru că Dynamite e mult mai bun pe harta asta și să ne punem gadgeturile bune plus ăsta. Ok, și acum mai dăm play. Acum ar trebui să ne descurcăm bine, am văzut că și iau Dynamite aparent, dar... mamă, și-au și Miko. Cred că meciul ăsta s-ar putea să fie un mic lose, dar ar trebui să câștigăm lejer odată și odată. Adică, ideea e că, fraților, la challenge-ul ăsta e ușor, că n-ai lose-uri infinite, adică nu poți să... E imposibil să pierzi la el, ia să vedem. Deci, ideea e că pe Dynamite ăla trebuie să-l prind. Avem primul kill, nice, nice, să-l prind pe Dynamite acolo, l-am prins. Mama, dar m-a prins și el puțin. Să am grijă la ăsta, la Miko, să nu mă prind acolo. Dar unde-i Dynamite? Unde-i Dynamite? Ok. L-am văzut pe Dynamite și easy kill, nice. Sunt eu împotriva lui Miko. Ok, trebuie să-l prind acolo și o să-l aștept să sară. Ok, și a sărit și am dat la perfect. La predic, nu pot să cred că am mai sărit încă o dată. Mă, de câte ori mai sare, mă, ăla? Ok, nice, mamă, ce... Am avut emoții foarte mari, sincer, la runda asta. Foarte, foarte mari. Dar e ok. Ups, ce-am făcut, mă? Mi-am dat gadgetul din greșeală. Oh my god, fraților, sunt nub rău de tot. Oricum nu ar trebui să mai avem nevoie de un gadget, adică ar trebui să câștigăm meciul ăsta, ia? Miko cred că vrea să-mi fac o schemă. Trebuie să-l apăr pe Eve, că vrea să sară pe Eve. Fii atent, eram sigur că asta vrea să facă. Boom, boom, și a sărit degeaba. Ok, 2v1, 2v1, 2v1. Te rog, Eve, nu muri, nu muri, nu muri. Ok, să-și dea, trebuie să-și dea superul aiurea. Și i-am prins un hit acolo. Pot să-mi dau și eu superul acum. O să încerc să-l bag cât mai în colț, pentru că dacă-l bag cât mai în colț, 100% o să ia superul. Easy, și-am câștigat și meciul ăsta. Perfect, ia-vă star player. Deja v-am obișnuit să fiu star player în fiecare meci și încă un star player. Și până acum n-am pierdut nici măcar un meci, doamne, e incredibil, deci 5 din 5. Chiar se vede o diferență, sincer, pe un alt cont, pentru că chiar te dă cu oameni care au mai puține trofee și chiar meciurile sunt mult mai ușoare, adică față de contul meu principal unde am 50k trofee aproape, e foarte greu. Dar iasă de ultimul meci, ok, e perfect, că n-are cine să-mi sară în cap, gen n-avem Edgar, n-avem Miko, e perfect. Ăsta ai câștigat 100%, deci dacă pe ăsta îl pierdem... Nu știu ce să zic, o să mă faceți toți noob în comentarii, dar nu cred, 100% n-am cum să-l pierd pe ăsta. Ia să vedem, ia vino mă Boncoa, ok, îl prindem pe Poco aici, l-am prins, easy, High Piper, battle, perfect. Acum îl prindem și pe Dynamite, că la unde fugi mă, ia că îi dăm lui Boca lumea, i-am dat lui Boca lumea, avem superul, ok. Unde vrei mă tu să fugi, unde fugi mă tu bo? Trebuie să avem grijă la Dynamite, că el poate să-mi dea damage, dar uite că acum dacă îl prind, oh, l-am prins, perfect. Ce greșeală a făcut, da, mi-am ratat superul, dar e ok că... Cum, ce s-a întâmplat mă? Ok. Mamă, i-am dat 3000. Pleacă mă de aici. Iar mi-am aruncat superul degeaba. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, fraților, nu e bine. Mi-a dat damage aici. Păi ar fi trebuit să stea deja acolo, pentru că ea poate să-i dea damage. E, perfect. Nice. Nu, nu mă supăr, nu mă supăr. Ia să vedem și runda iară decisivă. Ok, aici îl prind pe Bo, l-am prins frumos și un hit, Piper, un hit, te rog, te rog, te rog. Era, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Îi dăm lui ăsta aici, bam. Ok, bine, mă, l-am prins, l-am prins, l-am prins, l-am prins și avem iară superul. Îl dăm pe Bo și doamne ce le fac, fraților, doamne ce le fac. Pleacă mă și tu de aici, urțanie. Pleacă, pleacă, easy. 4, de fapt, ce 4? 6 winuri din 6. Wow, cred că dăm speedrun la ăsta, adică, oricum e ok că putem, cred că să maxăm după pe Jackie, dar, ia, ok. Epic, și-am apăsat din greșeală, ia, gură, te rog, mitic, te rog, te rog, te rog, te rog, mitic, 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 și, ok, ochiul drept, no, bă, iară, epic, măcar un skin ceva? Ce mi-a picat, mă, pe Bell? Dar nici măcar nu am pe Bell. Dacă gen pe Bell nu o am, adică Bell încă e blocată, cred că e 14 undeva, nu știu exact unde e Bell, dar nu am oricum. Acum este, mamă, dar nu-l avem pe Squeak, fraților. Nu știu cu ce putem să jucăm. Cred că putem să jucăm cu Rosa și să ne punem bușurile, deci dăm select și luăm ăsta de bușuri plus ăsta de damage. Bineînțeles că viteza și cu damage-ul. Ia să vedem dacă o să putem să câștigăm. Ideea e ca un tic, o să fie nașpa și la fel tara, că poate să-mi spargă bușurile. Nu era, trebuia să fie, ideal trebuia să fie ceva ce nu poate să-mi spargă bușurile, dar e ok. Ideea e că s-ar putea să pierdem totuși meciul ăsta, pentru că ne țin foarte bine aici. Deci uite că ăla tot își dă acolo mereu, ăla bam. Și ok, avem, ok, o să campez puțin, o să campez un pic aici, pentru că trebuie să ne facem ăsta, dar cred că e pierdut, sincer, meciul ăsta. Cred că e pierdut meciul ăsta. Deci e primul lose de pe astăzi. Ia că am dat ăsta și e timpul. Acum ar trebui să dominăm pe aici, pleacă-mă de aici, dispare. Și mă duc pe Tic să-l bat și... Nu, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu, deci și-a dat ăla acolo, oh my god, nu e bine, nu e bine.
No, 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 no. Ok, am făcut superul. Pot să țin, pot să țin. No, mamă, am pierdut la limită meciul ăsta. A avut Tara, mă, fraților. V-am zis că o să pierdem, că Tara și Cutic sparg bușuri. Deci a fost foarte nașpa, că uitați câte bușuri au spart pe acolo. Adică eu n-am putut să merg prin bușurile mele. Ia să vedem. Poate meciul ăsta ok. Nu mai e, de fapt e Brock. Poate Brock să spargă bușurile, dar nu știu, să vedem. Adică ar trebui să nu, dar de fapt Badac o să aibă superul și o să-l dea pe centru. Cred că am o altă idee, sincer, fraților. O să-mi fac bușurile exact de pe aici. O să mi le colectez cu ale lor de pe aici. Exact așa, boom. Nu cred că mi l-am conectat bine, dar e bine, pentru că uite, Ems, de exemplu, nu se așteaptă să intru în buș după ea. Nice, perfect. Și pentru că am viteză de buș, Edgar nu poate să vină după mine. Și aici a fost bătut de ticul nostru care mi-a spart bușurile. Nu prea bine, nu prea bine. Iar începem cu un avantaj și s-ar putea să pierdem, dar ia că intru aici în Ems, o batem pe Ems, îl bat și pe Edgar, boom. Ok, nice, 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 până acum e nice. Ia că o să pun totuși un buș pe centru pe aici, ca să stau eu în buș. Și ia că mergem pe el. O, a mers baitul, a mers baitul. Mamă, ăsta e câștigat, na, n-are cum, n-avem cum să pierdem meciul ăsta, e imposibil. Ia că mai pun un buș aici, să le unez pe astea între ele. Și, m-a prins, nu e bine, nu e bine, m-a prins. O să creadă că s-a aproape, exact, a crezut că s-a aproape. Acum o să-i las aici pe ei. Și, a, e ok, că probabil că da, a murit de la el acolo, nice. O să vă prind pe aici puțin. Cred că au renunțat, adică Brock pare că a renunțat. Da, Brock pare că a renunțat, sincer. Și aia, intrăm aici spre ei, boom. L-am prins și pe el. O prindem și pe Ems. Ok, până acum merge bine meciul ăsta. Chiar nu mai așteptam să meargă așa bine. O să ne dăm ăsta așa să vedem. Boom, boom. Pleacă mă de aici. Pleacă mă piticanie de aici. Tu ce vrei mă? Ia că vrei el să dea ăla. Crede că mă impresionează pe mine. Ba, am făcut triple kill, ești nebun. Am intrat direct în ei, am bătut pe toți trei. Doamne. Wow. Și Edgar crede și el că mă bate. Nu m-au bătut deloc. Cred că n-am murit. De fapt, ba da, cred că am murit o dată. Actually, cred că o dată. Ah, deloc, uite. 9 cu 0. Mamă, am rupt cu rost la meciul ăsta. Cred că asta a fost răsplata de la meciul trecut 100%. Ia să vedem din ăsta ce ne dea. Apăsăm pe ochiul drept, ochiul stâng, guriță și superar. Mamă, e al 7-lea superar de pe astăzi, fraților, al 7-lea superar. Barley, Tick și Spike. Ar trebui să fie ok meciul ăsta, adică Spike este singurul care poate să ne pună probleme, cred. Nu știu sigur, să vedem. Cred că și Tick poate, pentru că Tick este destul de bun împotriva tancilor, dar ia că-l prindem pe Spike aici, bum, 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 perfect. Și aici o să ne punem bușul, să încercăm să ne unim de marginea ca să pot mereu să vin pe aici pe la ei. Ia că mergem în Barley, bam, perfect. Îl batem și pe Tick, l-am bătut și pe Tick, nu l-am bătut, eram aproape să-l batem, dar mamă, mai aveam unul viață și ne conectăm bușul, gata. Ăsta a fost finalul pentru ei. De ce vine ăla? Nu, 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 să nu spargă bușul. Mi-a spart bușul. De unde a venit, mă, capul ăla de Tick? What? Dar nu și l-a mai dat odată. De câte ori a dat superul? Hai de capul meu, nu e bine, nu e bine. Ok, bine că a tancat Mandy ăla și pot să intru eu aici, bam, l-am bătut pe Spike. Ok, până acum dominăm, ia că mă duc direct pe Barley, că n-are ce să-mi facă. Nice. Doamne, deci știi că ăsta mă enervează cum stă el aici. Ia că-i dăm țeapă lui Tick, că mă duc spre el. Ok, nice, la fix mi-am pus ăsta, boom. Nice, e câștigat, gata. Ăsta a fost meciul. Hai, la revedere, Barley, și dispar de aici, Barley, dispar să nu te văd. Pleacă, bă, pleacă, bă, și tu de aici. Nice, și ne dăm ăsta și o secundă, boom. În 200 viață, un hit eram și tot am intrat în cerc. Ok, și cred că mai avem un meci ca să terminăm challenge-ul ăsta, că nu știu, nu cred că din meciul ăsta îl terminăm, ia să vedem. Ok, avem un star drop, dar nu cred că e de la challenge, cred că epic! Are șansa să fie mitic, fiți atenți, mitic! Te rog, legendar, două șanse la legendar, stânga, dreapta, nu a rămas mitic, dar poate să fie brawler epic, poate să fie brawler și... serios... Wow, oricum avem star drop legendar 100%, încă un epic, încă un mitic, bă ce? Două mitice una după alta. Ia să vedem, ăsta trebuie să fie brawler, te rog, te rog, și nu pot să cred. Care erau șansele să fie de două ori powerpoints una după alta? What? Serios? Ia oare ce quest-uri mai avem? Dar sincer aș vrea să mă joc cu Rosa, pentru că Rosa e foarte, foarte bună și n-aș vrea să-mi arunc quest-urile pe ceva așa random. Iar avem, deci avem Spike de, cred că de 3 ori am avut pe harta asta Spike, de fapt de 4 ori, că am pierdut și odată pe ea. Deci am avut Spike de fiecare dată în harta asta, de fără că da, Spike chiar e bun, dar nu știu ce să zic. Ok, deci avem 62%, cred că e win automat, adică nu cred că e o problemă. Cum am scăpat aici, nu pot să cred, nu pot să cred. Oh my god, mi-am luat 4800, de la ce mi-am luat 4800? Ah, de la Nani, ok, mamă ce ghinion am avut acolo. Oricum am hipercharger-ul, de ce cam gata. Putem să stăm pe aici pe margine și când e... ok, a făcut Ems toată treaba, dar Ems, de ce te-ai? Ok, Ems e nu brău de tot la jocul ăsta. Ems a turat maxim, da? E ok, că am o idee. Bam, bam, hai că v-ați dus și voi dacă e... Pleacă mă de aici, doamne cât damage mi-a dat ăla! Oh my god, pleacă mă de aici, easy. Am câștigat challenge-ul cu un singur lose, deci un singur lose care putea fi foarte ușor evitat, dar aia e, e ok, oricum. Ems chiar ne-a cărat și am câștigat, avem
Star Drop-ul legendar. Chiar sunt curios ce o să ne dea din el, ia să vedem și... Ok, am dat, mă rog, plus pinul ăsta, ai pleacă de aici cu pinul, uite-l! Star Drop-ul legendar, mamă, sper să-mi pice ceva bun din el, trebuie măcar, dacă nu un brawler legendar, măcar un hypercharger și hai să vedem, apăsați și voi acolo pe butonul de like și 3, 2, 1, o să-l deschidem să vedem ce ne pică și... Mandy! Mamă, dar e brawler epic, dar merge, e brawler nou, frate, adică chiar e brawler. Nice, uite că avem un brawler nou aici, un brawler epic pe Mandy. Dacă era un mythic, era perfect, dar oricum e ok. Acum putem să facem ce am vrut de la începutul episodului, să o maxăm pe Jackie. Dăm tot ce avem în ea, tot ce avem, nu știu dacă o să facem, dar... Oh, ia că îmi dă gadget, oare îmi dă gadgetul gratis? Dar nu cred că o să-mi dea gadgetul gratis, ar putea, ia să vedem. Da, nu, nu mi-l dă, eu știu din câte știam era că putea să dea chestii gratis la început, dar aparent nu merge, uite că mi-apare și Gears, ok, nu mă interesează, eu vreau să o duc, dar nu cred că o să pot să o duc, sau, ia să vedem că s-ar putea să pot să o duc, și, a, dar nu, că de fapt o duc doar la Power 10, mama, atât de aproape, da, sunt foarte, foarte aproape, ideea e că nu o să am nici star drop-uri, deci, de fapt, star points-uri de-astea, dar, cred că o să o las la 9 și, de fapt, nu, o să cumpăr, primul cumpărăm ăsta, îl cumpărăm pe ăsta, ia să vedem, bam, l-am cumpărat. Și acum nu prea mai avem nimic, dar ia să vedem, avem o hartă să jucăm cu ea, la Gem Grab nu cred că putem, dacă Gem Grab nu e bun, dar jucăm la Brawl Ball, ia să vedem. Încă, din păcate, nu pot să folosesc hypercharge-ul la pe care l-am câștigat pe deplin, dar... Ah, ce mofti, chiar mofti că puteam să facem, probabil oricum cum v-am spus, fraților, dacă se strâng multe like-uri, cumpărăm Brawl Pass-ul și 100% cred că o să facem foarte, foarte multe level up-uri pe multe caractere, deci ia, pleacă de aici, băi, pem, și vino și tu Barley, ok, nu l-am prins, dar o să-l prindem acum, bam, și dă-bă mingea încoa, oh my god, oh, nice, și nu pot să cred că era să dau gol aproape. Ia pleacă, bă, de aici, ok, 1-0, nice, 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 nice. Oricum, ideea e că, cred că mai avem niște challenge-uri, dar nu cred că putem să mai facem ceva din Brawl Pass, pentru că ne trebuie foarte multe chestii, că am dat aici superul și nice. Se scrie primul lui de pe Brawl Ball cu Jackie, ia uite, boom, și dăm un emote ăsta de dislike, perfect. Ia să vedem, star player, bineînțeles, ca de obicei, adică deja... Ia uite, și avem și Winstreak de 4 pentru că cred că ni s-a pus din challenge. Mamă, dar chiar că noi aveam Winstreak, deci puteam să avem Winstreak mare, fraților, dar am pierdut. Ne mai trebuie foarte puțin, mai avem oare d-astea? Nu mai avem. Ok, și să vedem următorul meci. O să încercăm să mai facem două tiere la Brawl Pass pentru că putem să mai deschidem încă un star drop pentru că totuși nu sunt, adică într-un fel nu sunt mulțumit, am luat foarte mulți brawler episodul ăsta, dar puteam, știu că puteam și mai mult să iau, adică sunt 100% sigur că puteam să iau mult mai mult. Trebuie să facem kill-uri, deci trebuie să încercăm să-l batem, ok, l-am bătut, e bine. Cred că mai trebuie să mai facem două kill-uri sau trei, nu știu exact, dar cred că următorul ar trebui să facem lejer. A, uite că putem să facem acum că n-a dat gol. Bum, și facem aici kill-urile, mi-a furat. Wow, aba nu, l-am luat eu, perfect, cred că am făcut challenge-ul, s-ar putea să-l fi făcut, nu știu dacă mai trebuie unul, ia să ne cădăm gol, oricum putem să mai facem un kill garantat după, ia oare chiar mi s-a pus challenge-ul sau nu, ia că dau ăsta aici, boom, și am luat pe ăștia doi pe mine, e gata, clar challenge-ul e făcut, am câștigat și meciul ăsta, easy, chiar mă oftic sincer, bă, că era tare să intru așa cu Jackie direct cu hypercharger, deci era o distracție maximă, sincer, dar e ok că o să o ținem pe Jackie pentru că atunci când luăm Brawl Pass-ul, cred că o să ne luăm și un skin pe Jackie, nu știu exact care, dar o să vedem, ia. Deci am făcut, nu cred că am făcut quest-ul. Nu, aba da, mai trebuie 4. Ok, deci mai trebuie 4 kill-uri aici, să vedem. Îl prindem aici pe Barley, nu l-am prins că mi-a furat kill-ul. Bă, dar de ce tot îmi pasează ăștia mingea, what? Ce se întâmplă? Oh, nu, 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 și... A, nu pot să cred, mi-a furat kill-ul, nu, sunt trist rău de tot, fraților, foarte trist. Pleacă, bă, Barley de aici și aici dăm golul, pentru că după asta putem să facem 100% kill-urile și după să ne băgăm la knockout, cred, pentru că acolo avem quest-uri, ia să vedem, îi prindem aici pe toți și boom, 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 boom. Ok, nice, cred că ar trebui să fie gata, pentru că trebuiau 4 kill-uri, am făcut deja 2 plus ăsta și dăm cu superul aici, bam, și dăm și nu mai putem să mai dăm emote, dar oricum, cred că o să revenim sincer după ce facem 2 win-uri pe knockout. Perfect, și am făcut ultimele 2 win-uri pe knockout, am jucat rapid cu Mandy pentru că a vrut să fac cum a e, m-am descurcat destul de binișor și am făcut challenge-ul. Acum avem 2 tiere noi, o să putem să luăm exact așa, luăm gemurile, perfect, și ultimul star drop, ia să vedem ce ne dă, ăsta e ultimul star drop și ar trebui să ne dea ceva, măcar un rar sau, de fapt nu rar, voiam zic super rar, dar cred că o să rămână la rar, așa că da, un băiță, apăsați acolo pe butonul de like și pe la următorul episod, și pa, și pa!